Mergeam pe stradă, simțeam cum mă topeam de căldură și nu mai aveam putere să merg, iar piciorul meu drept nu mai mă asculta. Aceasta este povestea lui Claudiu, un tânăr în vârstă de doar 27 de ani, care a fost diagnosticat cu scleroză multiplă. Cu toate acestea, Claudiu nu s-a dat înapoi de la muncă și cu eforturi eroice și-a turnat fundația casei pe care și-o dorește foarte mult. Claudiu are nevoie de ajutorul tău financiar pentru a putea să-și construiască casa. Ajută-l pe Claudiu să-și îndeplinească visul.